Seed s-a născut din dorința Kia de a cuceri piața europeană. Mașina, lansată în 2007, a reușit să câștige teren în doar 2 ani, cât alții în 10. Acum a venit și vremea versiunii restilizate, care promite să ducă mai departe succesul modelului precedent, în pofida unor minusuri evidente. Noile elemente de design sunt cât se poate de vizibile. Kia Ceed a primit faruri noi, cu lupă, indiferent dacă sunt cu xenon sau halogen, și o nouă grilă pentru radiator, care arată musculos. Stopurile și proiectoarele de ceață au suferit și ele modificări. În materie de tehnologie, confort și dotări, Kia Ceed și-a adjudecat un raport calitate-preț foarte bun încă din 2007, iar constructorul păstrează aceeași filozofie și la facelift. Varianta din test, echipată cu pachetul de bază Best, are în standard aproape tot ce îți poți dori, inclusiv torpedo cu refrigerare radio CD cu MP3 și intrare USB. Versiunile superioare se pot diferenția doar prin jante din aliaj ușor, aer condiționat cu reglare automată și ESP. În concluzie, nu prea ai motive serioase să-ți pară rău că ai optat pentru echiparea de bază. Cu toate acestea, Kia nu a reușit la acest facelift să elimine niște minusuri evidente pe care le avea și modelul anterior. De exemplu, senzația de ieftin pe care ți-o lasă partea inferioară a fețelor de uși. Și poate că nu ar fi o problemă așa de mare până la urmă, dar finisajele buzelor buzunarelor din uși sunt atât de tăioase în unele zone încât te poți gâria când pui sau iei ceva din ele. Ca fapt divers, o scurtă privire aruncată consolei centrale te poate trimite cu gândul la Volkswagen Golf 5, pentru că în fața schimbătorului se regăsesc niște mânere specifice acestui model. În plus, chenarul argintiu de la baza schimbătorului de viteze are aproximativ aceeași formă cu cel de la noul Opel Astra. Volanul are acum un aer mai sportiv și oferă o priză mai bună, însă direcția îți dă o senzație foarte ciudată, artificială. La viteze foarte mici sau pe loc ai senzația că manevrezi un volan destinat consolelor de jocuri electronice. Sentimentul ciudat dispare după 5-10 km pe oră, iar la viteze mari, de peste 100 de km pe oră, direcția se dovedește foarte fermă și precisă. Kia Ceed se dovedește foarte ușor de condus și are o setare neutră a suspensiilor. Nici prea tari, nici prea moi și se pliază pe aproape orice stil de mers. Ca manevrabilitate și stabilitate poate juca de la egal la egal cu Golf, Focus și Astra, deși este sensibil mai ieftină. Poate tocmai acest raport preț-prestații foarte bun a făcut ca Ceed să fie mai bine vândută în România decât modelele enumerate mai sus. Mașina din test ascunde sub capotă motorul diesel de 1,6 litri de 115 cai putere, care și-a făcut deja un renume prin economie și performanță. În concluzie, ținând cont de echiparea foarte bogată a versiunii de bază și de prețul de doar 13.200 de euro inclusiv TVA pentru varianta testată, Ceed Facelift rămâne compacta care își merită cel mai mult banii.